Florin Pește, afirmație șoc în scandalul moștenirii de Nisei Răducu. Am plătit bani grei. Florin Pește aduce o afirmație șoc în scandalul moștenirii de Nisei Răducu, după ce a susținut că a plătit bani grei pentru ca regretat artistă să cânte cu maneliști celebri. În acest scandal, tatăl artistei face declarații tranșante, în exclusivitate pentru Antena Stars. Deja au trecut 5 ani de când Denisa Răducu, cunoscută de publicul larg pe numele de Denisa Manelista, s-a stins din viață. Tatăl artistei, Emilian Răducu, a făcut acum dezvăluiri dureroase despre acuzațiile pe care Florin Pește le-a dus. Cei doi sunt în război, și fiecare are o altă părere despre acest scandal al moștenirii. În scandalul moștenirii Denisei Răducu, Florin Pește a precizat că a plătit bani mulți pentru ca, în acea vreme, artista să cânte alături de maneliști celebri. Deoarece aceștia nu voia să cânte cu ea. Am plătit bani grei să cânte Denisa cu Adrian Minune, Salam, Guță. Tu ești nimeni. Tu plătești. Oamenii ei nu vor să cânte cu un solist nuname așa cum era la început ea, a mărturisit cântărețul în exclusivitate pentru Antena Stars. De altfel, artistul a afirmat că a colaborat cu Manelista doar în anul 2005, iar el a plătit-o pentru melodiile pe care i le-a cântat alături de diferiți artiști, iar și sora ei, Adelina. A fost plătită ani la rând după ce Denisa Răducu s-a stins din viață. Include 500 de piese și doar 12 sau 14 piese sunt cu Denisa ca interpretă, nu ca și compozitor. Pentru piesele pe care le-a cântat acolo, eu i-am dat bani, plus casa de care m-am apucat de construit. După un an, a decis să plece împreună cu Liviu la București. Ea nu avea drepturi pe piesele respective. Eu am luat să-i dau un ban, să o fac și pe ea cântăreață, a mai adăugat el.